Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM. Salut, bun găsit! Suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, așadar puteți urmări emisiunea live din studioul Europa FM. Salutări tuturor! Vorbim în această seară despre criza politică și ne întrebăm dacă vom avea sau nu săptămâna aceasta un guvern cu puteri depline. Greu, foarte greu de crezut, dacă ne uităm că atât USR cât și PSD au spus că nu vor vota guvernul minoritar PNL-UDMR. Și atunci ce facem dacă pică din nou acest guvern? Care credeți voi că e soluția? Firește că ne îndreptăm atenția și înspre ce fac cei de la AUR, care anunță că declanșează procedura de suspendare a președintelui. Așa se va întâmpla? 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Foarte important, Sebastian Zacman, jurnalist, Prima TV, realizatorul emisiunii Insider Politic, este acum în direct cu noi în studioul Europa FM. Te salutăm, Sebastian. Bine ai venit! Bună seara! Ce fac cei de la AUR, Sebastian? Aș vrea să începem cu această informație pentru că vrem să știm dacă e doar un joc de imagine. E cumva doar o reclamă pe care și-o fac cei de la AUR în speranța că vor câștiga și mai mult? Punctează electoral. Asta fac cei de la AUR și sunt consecvenți cu mesajele lor din ultimele două luni de când a început această criză politică. Deci face până la urmă ceea ce trebuie să facă un partid de opoziție, antisistem, care în această viață politică, doar de 9-10 luni, s-a poziționat clar împotriva președintelui Klaus Iohannis, a guvernului, a tot ceea ce înseamnă mainstream politic. Asta nu înseamnă că demersul lor va avea o finalitate, va avea succes. Pentru că dacă ne uităm la cifre, e foarte puțin probabilă, ca să nu spun imposibilă, suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Și de ce spun asta? În primul rând, ca să declanșezi procedura, sigur, AUR, liderii AUR au anunțat cu emfază că, gata, declanșează procedura de suspendare, ca și cum mâine șeful statului ar pleca de la Cotroceni. Nu, e un parcurs lung, sinuos, până la referendumul de demitere. Și primul pas, ca să cităm din președintele Klaus Iohannis, ar fi strângerea de semnături. E nevoie de o treime din numărul de parlamentari care să fie de acord cu începerea procedurii de suspendare. Asta ar însemna 156 de voturi, cred că am făcut eu un calcul, sper să nu greșesc, dar pe acolo 156 de voturi. Gândiți-vă că AUR are 43 de parlamentari cu totul. Deci, în acest moment, AUR, fără sprijinul consistent al PSD, nu poate să înceapă nici măcar procedura de suspendare a președintelui. Deci, acest demers anunțat pompos va muri din fașă, fără sprijinul PSD. De ce vorbesc doar de sprijinul PSD? Că pare partidul care are cel mai mare interes să-l suspende pe președintele Klaus Iohannis și poate că electoratul PSD este cumva cel mai compatibil cu electoratul AUR. Ar mai fi în discuție de asemenea USR, un partid care s-a aliat, să nu uităm, cu AUR și cu PSD la moțiunea de cenzură, însă cred că sunt calcule total diferite. Nu văd de ce USR ar mai bate acum palma cu AUR ca să-l demită pe șeful statului, deși se va ajunge și în această situație, în cazul în care, așa cum spuneam, AUR și PSD bat palma să facă acest prim pas necesar, birocratic, de declanșare a procedurii de suspendare. Ulterior, strângerii de semnături, această o treime din numărul total dintre parlamentari, urmează pasul 2, mult mai complicat, trebuie să strânge o majoritate parlamentară pentru suspendarea președintelui. Ori ajungem din nou în situația de blocaj politic în care ne aflăm și astăzi. Deci dacă în primă fază ar fi suficientă o alianță conjuncturală între AUR și PSD, în a doua fază e musai o alianță între AUR, PSD și USR ca să strângă o majoritate parlamentară George Simion și să se poată ajunge ulterior la referendumul pentru demiterea președintelui, care paradoxal ar fi pasul cel mai simplu, pragul la referendum, pentru că toată lumea se gândește, se raportează la referendumul din 2012 sau chiar la referendumul din 2007 pentru suspendarea președintelui Traian Băsescu, însă atunci erau alte condiții. Pragul pentru 50%. Prezență la referendum era de 50%. Între timp, domnii de la PSD și în special domnul Nicolicea s-au ocupat de acest amănunt important. S-a ajuns la 30%. Da, și a coborât pragul la 30%. Ori pe fundul presiunii sociale și a
disprețului manifestat, cel puțin pe rețelele sociale, față de președintele Klaus Iohannis, cred că s-ar atinge foarte ușor pragul de 30% prezență la referendum, însă nu cred că se va ajunge la votul popular. Cred că aceste proceduri vor fi abandonate într-un moment sau altul în Parlament. Nu putem să nu remarcăm tonul foarte ferm, războinic al celor de la AUR, care, odată făcând aceste declarații, pare așa că, wow, acolo ne ducem. Se va întâmpla în curând, o săptămână, două și gata, Iohannis pleacă. Ei mizează pe aceste mesaje războinice, tăioase, la adresa tuturor politicienilor, pentru că aceasta a fost strategia pentru a intra în Parlament. AUR s-a comportat într-un fel ca USR în 2016 sau ca PPDD în 2012, deci AUR nu este decât o continuare a partidelor antisistem, care pe asta se bazează. Asta este la temelia tuturor partidelor antisistem, radicalizarea discursului și modul franc de a face politică. Sau de această dată s-au exprimat în special pe rețelele sociale, pentru că AUR nu are primari, nu are organizații în teritoriu, dar membrii AUR, liderii AUR au conturi de Facebook, ceea ce, iată, poate să însemne depășirea pragului electoral. Știu, pare surprinzător, dar AUR așa a ajuns la 10%, făcând live-uri pe Facebook, și așa a ajuns acum la 14-15%, făcând live-uri din Parlament, live-uri care sunt urmărite de mii de persoane. Întâmplător, m-am întâlnit cu George Simion pe holurile Parlamentului. El tot timpul umblă cu un telefon în mână pe holurile Parlamentului și în momentul în care mi-a arătat telefonul, avea 7.000 de oameni în acel live. Moment în live, când cobora niște scări în Casa Poporului. Deci nu se întâmpla nimic. Nu era un eveniment marcant care să strângă oameni în mediul online. Nu. Pur și simplu cobora scările de marmură de la Casa Poporului și în acel moment 7.000 de oameni erau interesați de pașii lui George Simion. Ceea ce arată cumva amploarea fenomenului. Deci, ca să mă întorc la AUR, ce se întâmplă în aceste zile sau în aceste luni, poziționarea lui George Simion și a restului parlamentarilor de la AUR, o să vedem multiplicat acest mesaj până în 2024. Deci, practic, va câștiga foarte mult. Cred că deja a câștigat. Cred că deja prin acest mesaj, pentru că trebuie să separăm cumva realitatea politică de realitatea electorală. În realitatea politică sau socială, așa cum spuneam, demersul AUR are șanse infime de reușită. Nici măcar nu se va ajunge probabil la referendumul pentru suspendarea președintelui. Însă, în realitatea electorală, acum milioanele sau sutele de mii de votanți AUR vor spune acasă, diseară, la masă, la cină, gata, George Simion îl dă jos pe Klaus Iohannis. Ce curaj! În sfârșit, un partid cu curaj care, iată, se bate și cu PNL, și cu PSD, și cu președintele Klaus Iohannis, și cu cei de la USR. Deci, oamenii așteaptă, din păcate, acest tip de mesaj radical în societate. Vedem că prinde foarte bine genul acesta de a face politică, de totul sau nimic, și mă aștept ca zestrea electorală a celor de la AUR să sporească pe zi ce trece. Ei au și găsit un moment foarte bun, nu-i așa? Un moment foarte bun pentru ei și deloc bun pentru președinte. Dar până la urmă, cei care au creat acest moment politic n-au făcut altceva decât să le facă un cadou celor de la AUR. Este nu neapărat acum vina AUR pentru că știe să-și joace cartea din punct de vedere politic, ci este vina celor care au declanșat criza. Și aici, sigur, îmi vine în minte cuvântul inventat de președintele Klaus Iohannis, crizatori, însă, din punctul meu de vedere, nu cei de la USR au fost crizatorii, ci mai degrabă președintele Klaus Iohannis, și poate că n-are rost acum să intrăm în această discuție cine a fost vinovatul, să arătăm cu degetul, să-i punem pe unii parlamentari, pe unii politicieni, pe coș de nucă la colțul clasei. Nu. E nevoie acum să se așeze toți acești competitori politici la o masă, care până în urmă cu două luni erau colegi de cabinet, colegi de guvern, și să spună în față toate reproșurile și să stabilească un moment T0 de la care să pornească din nou guvernarea, să repornească motoarele guvernării, pentru că altfel nu vor face altceva decât să le dea muniție celor de la PSD, pe care îi vedem aproape de 40% în sondajele de opinie, și celor de la AUR, la fel și ei, cu un scor dublu față de decembrie 2020. Deci dacă în doar 10 luni au reușit, fiind la guvernare, nu doar să se erodeze, dar să pună principalii rivali pe soclu, PSD și AUR,
mă gândesc cu mari semne de întrebare, ca să fiu diplomat, cum va arăta totuși anul electoral 2024 cu 4 rânduri de alegeri și cu PSD și AUR venind din forță din opoziție. Dacă e să ne uităm la ultimele apariții ale șefului statului, fotografiile cu Klaus Iohannis și soția sa, amândoi turiști în Egipt, sau informația potrivit care a jucat golf în ziua în care se împlineau 6 ani de colectiv. Acum vedem că apare în Scoția, la Glasgow, dând mâna cu Joe Biden, poate își mai spală păcatele în felul acesta. Ce avem să-i reproșăm până la urmă președintelui? Mai întâi, un scurt comentariu despre aceste imagini, care sunt inadecvate, însă la limita indecenței. Când în țară se moare, se poartă doliu de luni de zile și dispare câte un sat în fiecare zi, pentru că asta se întâmplă în România, mor sute de oameni, câte 500 de oameni în fiecare zi, ceea ce înseamnă populația unui sat din România, nu poți să te afișezi total relaxat la piramide sau jucând golf. Este o discrepanță totală între rolul tău prezidențial și societate. Înseamnă că nu știi care este rolul tău, nu doar politic, ci și social, acolo la Palatul Cotroceni. Deci cred că mai multă atenție, sigur nu avem să-i reproșăm președintelui o greșeală directă, însă cred că mai multă atenție la comportament n-ar fi stricat în astfel de situații extrem de grele pentru populația României. Când conduci, nu poți să te afișezi într-un alb imaculat, când țara ta este într-un doliu total, într-un negru total. Deci cred că ar avea nevoie totuși de câteva sfaturi președintele Klaus Iohannis, dacă el însuși nu reușește să discearnă între rolul său prezidențial și imaginea publică. Cât despre reproșurile politice, aici e un singur lucru foarte clar de reproșat. De ce insistă președintele să prelungească această criză politică? Pentru că mingea este cu totul și cu totul în teritoriul său. Și șeful statului are la îndemână soluții. Nu e ca și cum ar fi într-o situație de blocaj total politic, n-ar avea cu cine să construiască o majoritate, ar avea un guvern ostil, cum s-a întâmplat în 2019, condus de Viorica Dăncilă, un guvern care avea totuși o majoritate puternică în jurul PSD în Parlament. Nu! Acum, soluția este foarte simplă și aici are la îndemână două variante. E o soluție bicefală. Fie reface alianța cu USR și continue guvernarea, deci PNL, UDMR, USR, cu o majoritate stabilă în Parlament, sigur, și cu anumite negocieri cu aripa dizidentă condusă de Ludovic Orban, fie rupe pisica, își asumă faptul că nu mai suportă USR la guvernare, că nu mai poate colabora cu Dacian Cioloș și cu restul partidului și atunci aduce PSD pe față la guvernare, le oferă socialdemocraților ministere și vom avea un fel de USL 2.0, însă cu toate aceste păcate, totuși vom avea un guvern. Țara va fi guvernată, vom avea un executiv bazat pe o majoritate parlamentară și vom avea, mult mai important, din punct de vedere democratic, o înțelegere la vedere. Pentru că eu personal asta îi reproșez președintelui și nu doar eu, vedem și pe rețelele sociale și pe stradă, dacă mergem și vorbim cu oamenii, această cârdășie pe sub masă între PNL și PSD, perpetuată de-a lungul vremii, pe care, din punct de vedere politic, pur și simplu eu nu înțeleg. După ce tu, ca Partid Național Liberal, te-ai chinuit 7 ani de zile să scapi de acea etichetă de USL, o etichetă toxică pentru tine și pentru electoratul tău, cum ai ajuns în situația să te milogești, să primești niște voturi de la PSD pe ascuns? Un guvern minoritar, așa cum a propus președintele Klaus Iohannis, condus de Nicolae Ciucă, format doar din PNL și din UDMR, care spera să obțină sprijinul PSD în Parlament, e o soluție nedemocratică. Minoritatea trebuie să rămână în opoziție și majoritatea să guverneze. Așa se întâmplă în țările democratice și așa trebuie să arate lucrurile și în România. Sigur, vrea PSD să-și dea mâna cu PNL, vrea președintele Klaus Iohannis să facă un parteneriat, o alianță cu Marcel Ciolacu, foarte bine.
să o facă la vedere, să vedem miniștrii PSD într-un guvern condus de un premier PNL și lumea îi va judeca în 2024, dar nu pe ascuns, nu guverne minoritare, nu guverne tehnocrate. Vă invităm alături de noi, 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela. Jurnalistul Sebastian Zagman este în studioul Europa FM. Mâine au loc în comisiile de specialitate ale Parlamentului audierile, iar votul este programat miercuri la ora 12. Practic, o să vedem momentul Dacian Cioloș, repetiția lui, nu? E un teatru absurd ce se întâmplă acum în aceste zile, pentru că știm deja rezultatul. E un meci politic cu rezultat dinainte cunoscut. La ce să ne așteptăm mâine la audieri? De exemplu, cu câtă atenție să urmărească presa sau parlamentarii ceea ce spune un ministru propus pentru a conduce un portofoliu, un minister, o instituție importantă a statului, când noi deja știm că acel ministru are zero șanse să ajungă în funcție. Deci tot ce se întâmplă tot ce s-a întâmplat în ultimele două luni în România a fost o cacealma politică, un film regizat de nici măcar de jucători politici, pentru că asta e marea problemă până la urmă. N-am avut politicieni care să gândească o strategie, un plan cu mai multe mutări. Nu. Tot ce s-a întâmplat a fost așa pe colțul mesei, fără ca liderii politici să anticipeze măcar minimorum ceea ce urmează să facă adversarul. Și aici o să fiu cât se poate de concret. Președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Câțu s-au bazat mereu pe faptul că USR nu va ieși de la guvernare, că USR s-a acomodat cu puterea, cu secretarele, cu cafelele, place, cu mașinile. Da, au început să le placă celor de la USR la putere și atunci l-au dat afară pe Vlad Voiculescu, au văzut că n-au plecat de la guvernare, au spus putem să dăm pe oricine afară, ei vor rămâne acolo, vor tace și vor închiți de dragul puterii. Iată că USR nu s-a comportat așa cum spera președintele Klaus Iohannis și a ieșit de la guvernare. Odată ieșiți de la guvernare, șeful statului a spus, da, bine, au ieșit de la guvernare, dar sigur nu vor vota o moțiune de cenzură alături de AUR și de PSD, pentru că își distrug propriul electorat. Ce să vezi, chiar propriul electorat le-a cerut să voteze o moțiune alături de AUR și de PSD ca să-l dea jos pe Florin Câțu. Și electoratul USR ar fi acceptat ca Dacian Cioloș și restul parlamentarilor USR să voteze o moțiune de cenzură și cu Al-Qaeda, probabil, doar ca să-l dea jos pe Florin Câțu de acolo, de la guvern. Atât de multă ură a generat tot acea ruptură a guvernării între PNL și USR. La fel, acum ne aflăm în scenariul în care președintele Klaus Iohannis a venit cu o soluție, spera el, de compromis, Nicolae Ciucă, care să fie acceptată de PSD. Așa cum și Ludovic Orban a fost acceptat și votat la începutul pandemiei, chiar de către socialdemocrați, pentru că PNL oricum nu avea majoritate atunci și era și decimat din cauza primelor cazuri de coronavirus. Dar vedem, răspunsul PSD a fost unul dur, însă consecvent. PSD nu avea absolut niciun interes să voteze un guvern din care nu făcea parte. De ce? Doar ca să-i facă hatârul președintelui Klaus Iohannis. Deci vedem un șef al statului care s-a aruncat el, dar i-a aruncat și pe ceilalți, partidul și țara, într-o criză politică, fără să pregătească nici măcar un colăcel de salvare undeva la linia orizontului. Pică guvernul miercuri și apoi o luăm de la capăt. Ne ducem înspre alegeri anticipate sau președintele vine cu o nouă propunere? O a treia. E foarte complicat. Nu știu ce are în cap în acest moment președintele Klaus Iohannis. Aș spune că nu vom merge către alegeri anticipate, pentru că asta ar fi logica bunului simț politic, de fapt nu al bunului simț politic, al interesului politic, ca să spun mai exact. Mă uit pe sondaje și văd PNL undeva la 17% sau cel puțin sub 20%, în condițiile în care liberalii au luat 25% la alegerile din decembrie și oricum a fost o înfrângere pentru ei. PSD era la 30% și acum a urcat foarte mult. Deci, de ce să mergem la anticipate? De ce să ducă PNL, președintele Klaus Iohannis, de ce să ducă PNL la alegeri anticipate? Ca să-i arate propriul mormânt, să-i arate cât de mult, cât de rău a guvernat în ultimele luni și cât de tare a afundat el însuși cu mâna sa acest partid, generând tot felul de sciziuni interne. Nu văd de ce ar duce Iohannis în acest moment PNL-ul din nou în fața oamenilor la votul populației,
pentru că asta ar însemna un vot de blam pentru PNL. Totuși, dacă e să pun o virgulă și să mă gândesc la întreg tabloul, e posibil ca PSD, în urma alegerilor anticipate, să le câștige. E clar că PSD va câștiga acum alegerile anticipate. De fapt, nu acum, peste 3 luni, când pot fi organizate alegerile anticipate. Însă dacă PSD nu va reuși să depășească pragul de 35%, degeaba le va câștiga. Va fi o victorie la Pirus. O victorie în zadar pentru PSD, pentru că nu va avea cu cine să facă majoritate parlamentară. Și o să spuneți, da, dar crește AUR și a dublat scorul electoral. Cred că interesul PSD este să stea cât mai departe de AUR. Nu cred că Marcel Ciolacu și restul liderilor social-democrați își doresc o guvernare cu cei de la AUR, își doresc să dea explicații prin cancelariile externe în grupul socialiștilor europeni de la Bruxelles sau în fața Comisiei Europene. Deci cred că mai degrabă PSD ar alege să guverneze la limită cu PNL, să refacă USL, doar ca să scape de AUR. Și într-un asemenea scenariu al alegerilor anticipate am putea asista la un rezultat de genul PNL undeva la spre 20%, între 17% și 20%, USR între 15% și 17%, UDMR care depășește în mod tradițional pragul electoral. Deci s-ar reface cumva coaliția de guvernare, însă cu un scor mult mai mic pentru PNL. Sigur, acesta ar fi șansa liberalilor și șansa președintelui Klaus Iohannis și în special șansa premierului Florin Câțu de a reface coaliția de guvernare, de a rămâne la putere și de a renegocia ministerele. Însă este un joc pe muchie de cuțit, e un joc foarte riscant și nu cred că președintele Klaus Iohannis, în ciuda apetitului său pentru a fi om politic jucător, președinte jucător, va merge chiar atât de departe. Pentru că s-ar putea trezi în situația în care PSD să se ducă la 40% prin redistribuire și cu ajutorul minorităților să strângă singur o majoritate și să-l constrângă pe șeful statului să desemneze un premier social-democrat. Și nu cred că asta își dorește Iohannis pe final de mandat, după ce că a guvernat aproape toată viața sa prezidențială cu PSD, să-și încheie mandatul tot cu PSD la Palatul Victoria. Prin urmare, mă aștept la o nouă desemnare a președintelui Klaus Iohannis, însă și aici ne întoarcem în aceeași fundătură. Întrebarea esențială e, își dorește președintele să rezolve această criză sau face doar jocurile Partidului Național Liberal și ale premierului interimar Florin Câțu. Pentru că dacă a treia oară va veni șeful statului și îl va propune din nou pe Florin Câțu, așa cum aud, nu văd cum ar putea să strângă Florin Câțu o majoritate parlamentară. PSD n-a cedat nici măcar când avea o soluție de compromis, generalul Ciucă, pe care puteau să o ambaleze mult mai ușor ca soluție de interes național, pandemie, criză socială, criza prețurilor din energie, deci chiar aveau argumente să voteze acest guvern, condus de Nicolae Ciucă. Din moment ce PSD a refuzat să-l valideze pe Nicolae Ciucă, prin ce raționament l-ar putea investi, vota pe Florin Câțu, omul pe care l-au dat jos de la Palatul Victoria? Ar fi o totală nebuloasă, o noapte a minții pe care doar politica românească poate să ne servească, dar cred eu că ar fi prea mult și pentru cei mai aprigi scenariști. Deci variantele înțelepte pentru a avea un guvern în sfârșit cu puteri de pline ar fi fie refacerea coaliției, fie să aducă PSD la guvernare. Da, astea sunt cele două soluții mari și late ale președintelui Klaus Iohannis, fie, așa cum spuneau, să forțeze alegerile anticipate, da, cu gândul că ar putea reface coaliția de guvernare și că PSD nu s-ar duce la un scor chiar atât de mare care să-i permită singur să guverneze, așa cum s-a întâmplat în 2016. Însă, cred că lecția aceasta din 2016 ar trebui repetată și poate chiar învățată de președintele Klaus Iohannis, pentru că atunci, după tragedia de la colectiv, pentru că toți s-au împlinit acum 6 ani, era o relaxare foarte mare la Palatul Cotroceni. Președintele se aștepta ca PNL să vină pe cai mari la guvernare, să câștige alegerile, să aibă un guvern al său, o majoritate solidă, care a fost rezultatul, un PSD la singur aproape la 50%, care a dominat scena politică și a permis lui Liviu Dragnea să întoarcă pe dos o țară întreagă doar din dorința sa de a scăpa de pușcărie. Invităm pe ascultătorii Europa FM alături de noi, 0372069599. Cum vedeți voi întreaga această criză politică? Care ar fi soluția să avem și noi în sfârșit un guvern cu puteri de pline? Claudiu ni se alătură acum. Te salutăm, Claudiu. Să română, bună seara. Am 43 de ani. M-auziți? Sigur că da, te auzim. Ok, am fost tot timpul votant de dreapta.
Pe domnul Iohannis l-am votat în ambele mandate, mai puțin în primul tur, când l-am votat pe Barna, acum un an. Da. Dar decât Dăncilă, care era gen Leanța din Vacanța Mare, am preferat Iohannis. Acum Iohannis ar trebui să plece. Și nu voi mai vota PNL niciodată. Deci o altă aripă a PNL-ului, gen Orban, poate este mai concludentă pentru țară. Iohannis devine un fel de dictator pentru România. Dar în cazul unui referendum, ați vota pentru demiterea președintelui Klaus Iohannis sau mai degrabă nu v-ați duce la vot? Nu m-aș duce să votez împotriva lui, cu toate că l-am votat în al doilea tur. Deci pentru demiterea președintelui. Pentru demiterea președintelui. Chiar dacă acest demers este inițiat de AUR. Chiar nu voi vota AUR, nu voi vota PSD, prefer să votez un partid, nu știu, Aripa Verde, da, un partid ecologist. Voi merge la vot, da, dar nu voi mai vota PNL, PSD, AUR. Ceva nou. Trebuie ceva nou pentru țara asta. USR-ul, într-adevăr, l-am votat pe Barna în primul tur, da, fiindcă era ceva nou. L-aș vota pe Cioloș. Da, fiindcă este ceva nou. Cioloș a luat 100 de zile guvernul tehnocrat după Colectiv, că ați amintit de chestia asta, și a asumat răspunderea. Și acum și-a asumat răspunderea. Da, cu toate că știa că nu poate face nimica timp de, nu știu, 4 luni, 6 luni, cât ar fi fost investit. După aia îi dădeau toți ceilalți în cap. Dar și-a asumat răspunderea. Sunteți dezamăgit? PNL. Deci gata, nu mai votați PNL. Nu mai votez PNL. Mulțumim tare mult, Claudiu, pentru că ai fost cu noi. Ni se alătură și Mircea. Te salutăm, Mircea. Bună seara celor din studio și ascultătorilor Europa FM. Eu o să vă ofer o altă perspectivă pe care mă uimește că nu o remarcă nimeni. Te rog. România este un stat nu eșuat, este un stat hipereșuat. Un stat eșuat înseamnă un stat în care instituțiile principale ale statului, funcțiile principale ale statului nu mai funcționează în parametri. Știm foarte bine, sănătate nu mai avem, siguranță nu mai avem, explodează bombele oamenilor de afaceri și nu știm cine le pun sub mașini. Nu mai vorbesc de educație. Un stat hipereșuat înseamnă un stat care este părăsit și de clasa conducătoare. România, și asta e perspectiva pe care vă ofer. Nu vom avea un guvern stabil în curând, din următorul motiv. România este un stat care nu mai poate fi condus decât atunci când nu plouă, când nu bate vântul, când nu ninge, când nu e vreo criză economică mondială sau vreo pandemie. Resfug toți de conducere. Invitatul nostru a spus puțin mai devreme că partidele ar trebui să stea la masă. Partidele nu doresc să mai conducă acest stat. Imaginați-vă o mașină care de 30 de ani este condusă de tot felul de șoferi, toți trag de ea, nimeni nu investește în acest autovehicul. La un moment dat autovehicul devine atât de derăpânat și de periculos încât nu mai vrem să așeze la volan. Aici îmi permit să vă contrazic puțin. Partidele, într-adevăr, pare că nu-și doresc acum să guverneze. Asta pentru că se uită strict la interesul de partid, nu la interesul României al cetățenilor. PSD, sigur, care vrea la guvernare, însă nu vrea nicio condiție, nici cu PNL, nici cu USR. Probabil visează la un premier. Și PNL ar vrea la guvernare cu condiția să nu fie USR acolo. Deci sunt combinații imposibile. Însă asta nu înseamnă totuși că nu vor să guverneze. Dați-mi voie, sunt combinații imposibile pentru că ele fac să fie imposibile, tocmai pentru a nu ajunge la guvernare, dintr-un motiv care să le fie imputabil. Domnule, noi vrem, dar nu vor ceilalți. Corect, aici sunt de acord. Condițiile pe care le pun sunt imposibile. Spuneați puțin mai devreme că domnul Iohannis nu va avea altă șansă să aducă PSD-ul. PSD-ul nu va intra la guvernare decât în condițiile lor. Da, a și cerut. PSD-ul a cerut jumătate din ministere, 7 ministere. Lor pe care le știți foarte bine ca jurnalist sunt inacceptabile. Că ei n-au majoritate în Parlament. Repet, sunt inacceptabile condițiile lor. Deci ei nu vor intra la guvernare. Și nimeni nu vrea să intre la guvernare, vrea să aibă majoritate în Parlament. Și cred că nici atunci nu ar fi foarte convenabil. Mulțumim tare mult! Mulțumim! Mulțumim foarte mult pentru că ai fost cu noi, Mircea. Un stat hipereșuat, spune Mircea, părăsit de clasa conducătoare. Radu, ești de aceeași părere? Te salutăm! Bună seara, bine v-am găsit!
E un stat cu probleme, n-aș zice un stat eșuat, atâta timp cât mai sunt câteva sisteme care funcționează. Însă, la firul ierbii, din perspectiva cetățeanului de rând, ăsta care joacă șah în parc sau cetățeanul din piață sau omului care merge cu autobuzul, problema nu este statul, ci instituția care reprezintă statul român, și anume președintele. Părerea mea este că în momentul ăsta președintele nu prea mai reprezintă pe cineva anume, iar asta se vede. Pe de altă parte, este o dezamăgire totală felul în care a condus țara și lucrurile până acum. De ce? Modelul de lider în zona asta de Europa, în România și în Bizanț, e modelul eroului, cel care iese la război să lupte cu pericolul. Nu cel care se plimbă și lasă povara armatei altuia. Modelul eroului a funcționat. A fost un lider, da, care s-a bătut cu PSD, ceea ce i-a dus al doilea mandat. S-a transformat ulterior, a suferit așa o modificare genetică prezidențială. Mă îndoiesc că dumnealui a fost cel care s-a bătut cu PSD-ul. Cred că altcineva a orchestrat lucrurile acolo. El era portavoce. Cred că domnul președinte a învățat câteva lucruri în ăștia 7 ani de mandat sau câte au fost. A învățat să țină prezentări pompoase, să fie mândru că ține prezentările și să aștepte feedback din partea celor din jur pentru minunatele prezentări pe care le expune. Mi-e teamă însă că, dintr-o perspectivă de lider, n-am văzut un președinte cu viziune, n-am văzut un președinte care să facă o strategie, să o planifice, n-am văzut România eșuată, știți ce obiective sunt acolo, știți ce KPI au acolo, știți cum se vor face lucrurile, nu știe nimeni nimic. România n-am educată, văzut un președinte. Ați zis bine, da, România eșuată, dar cred că programul e România educată. Pe de altă parte, observ că nici din zona de rezolvare de probleme nu este un foarte bun lider. Tipul ăsta de leadership se cheamă, există chiar un nume pentru el, pe modelul teoriei behavioriste a lui Blake and Morton, se cheamă impoverished management, adică cineva care are un rol și e prezent acolo doar datorită rolului, în schimb nu face absolut nimic, nu orienta nici către un obiectiv, nici către oameni. E, asta vedem, un lider fără empatie, un domn incapabil să vină cu ceva concret, să răspundă așteptărilor unei nații. Acum, dintr-o perspectivă politică, faptul că există AUR înseamnă o legitimare a PSD-ului. Nișa asta de piață, să zicem, nișa asta de public naționalist, nu face altceva decât să legitimeze PSD-ul și PSD-ul să pară un partid echilibrat. De altă parte, mi-e teamă că însă, acum, PSD-ul, dar și USR-ul au ratat încă o dată startul. Vă aduceți aminte că primii care au depus moțiune au fost cei de la AUR? De data asta, primii care vorbesc despre suspendarea președintelui sunt toți cei de la AUR. Și în felul ăsta câștigă puncte electorale, pentru că au furat startul. Toată lumea se gândește la lucrul ăsta. Toți oamenii din tramvaie, din birouri, își doresc în lucrul ăsta într-o foarte mare măsură, pentru că atâta incompetență nu s-a văzut de foarte mult timp. Dar cei care au exprimat, au verbalizat-o primii, sunt AUR, pentru că ăstora nu le e frică, cum le e frică celor de la PSD. AUR reprezintă cumva glasul celor furioși, nedreptățiți, poate umiliți în această pandemie. Mulțumim, Radu, mulțumim foarte mult pentru că ai fost cu noi. Ni se alătură și Mihai. Te salutăm, Mihai. Da. Cum privești această criză politică și rezolvarea ei? Te ascultăm. Eu cred că mâine PSD-ul va schimba spre seară printr-o declarație în sensul că nu mai este timp pentru alte scenarii sau pentru alte negocieri și că va vota în Parlament guvernul minoritar. Da? Cred. Pentru că au siguranța că oricând pot să-l dărâme. Ideea nu este că l-ar dărâma în primăvară, ideea este că nimeni nu vrea să guverneze acum, în perioada asta, pentru că pierde enorm electoral. Și nu văd ce interes are PSD-ul, care e în creștere acum,
e cotat undeva la 30-30. Da, da, a crescut 30, în opoziție, nu la guvernare. De ce ar vrea? În opoziție, tocmai de-aia, dar trebuia să declare că ar intra, ar fi de acord cu un guvern de specialiști, s-a ferit de termenul tehnocrați, că tot ei au pus eticheta asta pe guvernul Cioloș. Și atunci trebuiau să ducă până la capăt o anume idee că sunt responsabili, că vor să vină la guvernare în baza voturilor electoratului, dar după alegeri anticipate, dar până anticipate să fie un guvern de specialiști. Dar acum cred că vor schimba tonul în sensul că nu mai e timp de guvern de specialiști și de acest scenariu și o să susțină un guvern ciucă. Așteptăm ziua de mâine, ulterior... Mihai. Așteptăm ziua de mâine, poate că o să ai dreptate. Pe care ulterior te sunăm, să știi mâine. Dărâme în februarie, dar nu o să-l mai dărâme decât prin 2022 sau după ce se liniștește pandemia. Mulțumim frumos pentru că ai fost cu noi, Mihai. Mulțumim tare mult celor care au intrat în direct cu noi. Ar putea fi o variantă, Sebastian Zagman? Cred că e cam târziu pentru această variantă. Într-adevăr, teoretic, m-aș fi așteptat ca PSD să joace așa, pentru că, într-adevăr, PSD nu-și dorește să vină la putere. Interesul PSD este să refacă coaliția PNL, USR, UDMR, eventual cu Florin Câțu acolo în fruntea guvernului, dacă s-ar putea, însă aceasta este o condiție primordială pentru USR ca să se refacă coaliția de guvernare, să nu mai fie Florin Câțu la Palatul Victoria. Deci cred că PSD, așa cum a stat până acum cu minte în opoziție și a crescut vertiginos în sondajele de opinie, cred că asta își dorește să facă și în continuare, să rămână în opoziție, să profite de erodarea partidelor coaliției de dreapta și să se întoarcă în forță în 2024, când, să nu uităm, sunt 4 rânduri de alegeri, un an esențial pentru orice partid politic. Ultima întrebare, Sebastian Zagman, ai simțit în mesajele ascultătorilor Europa FM multă supărare, frustrare, la dezamăgire, adresa președintelui, în special. Oameni sătui. Da. E cineva care îi poate recupera pe oamenii aceștia? Și care cred că aceasta este marea problemă, încrederea? De fapt, și marea mâhnire pe care o vom avea nu doar acum, după voturile de mâine, de poimâine, de luna viitoare, ci în 2024. Am văzut oameni pur și simplu scârbiți de întreaga clasă politică și oameni care, din păcate, nu se vor mai duce la vot. Vedem, prezența la vot e și așa firavă, undeva la 30%. Deci procentul celor care aleg să nu participe este imens. Însă, din păcate, pentru acești oameni, ei poate că nu-și dau seama, dar votează chiar și prin absenteism. Votează stând acasă, prin neimplicare, se poziționează, de fapt, de partea câștigătorului. Pentru că partidele tradiționale exact de asta au nevoie, de neimplicarea oamenilor care gândesc cu mintea lor și care se bazează și în reversul medaliei, se bazează doar pe voturile electoratului fidel, electoratului de partid, mobilizat în ziua votului de către primari și aleșii locali. Te mai așteptăm în studioul Europa. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Sebastian Zagman, jurnalist Prima TV alături de noi. Urmează știrile, noi ne revedem săptămâna viitoare. Rămâneți pe Europa FM! Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.